Bună ziua, sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Trei miniștri din guvernul Recean au depus cerere de demisie. Este vorba despre ministrul de interne Ana Revenco, ministrul educației Anatolie Topală și ministrul infrastructurii Lilia Dabija. Luni voi propune președintei Sandu lista noilor miniștri pentru aceste portofolii. Membrii partidului și-au declarat neconstituțional nu vor putea candida la alegeri în următorii 3 ani. Proiectul de lege a fost votat în prima lectură. Rusia a atacat noaptea trecută mai multe regiuni din țara vecină. Resturile aparatelor de zbor interceptate au provocat victime. Între timp, un oficial ucrainean a anunțat că un condamnat rus și circa 200 de soldați ar fi fost uciși într-un atac recent. Trei miniștri din guvernul Recean au demisionat. Este vorba despre Ana Revenco de la MAI, Lilia Dabija de la Infrastructură și Anatolie Topală de la Ministerul Educației. Anunțul a fost făcut de șeful executivului, care nu a vorbit nimic despre motivele ce au stat la baza deciziei subalternilor săi. Dorin Recean a spus doar că luni va prezenta președintelui candidaturile care ar putea să le ia locul. Astăzi, Maia Sandu a semnat decretele privind demisia celor trei miniștri. Anunț că trei ministre și miniștri și-au depus ieri mandatul. Dorin Recean i-a enumerat pe toți fără să spună și motivele care au stat la baza acestor demisii. Vreau să-i mulțumesc mult domnului Topală. Reforma universitară pe care a conceput-o cap-coadă și a implementat-o domnul ministru începe să aducă rezultate. Pentru această reformă, însă, Anatolie Topală a fost dur criticat atât de societatea civilă, cât și de opoziție. Următoarea pe listă a fost Ana Revenco, ministrul de interne, demisia căreia a fost cerută în repetate rânduri după atacul armat de acum 2 săptămâni de la aeroport. Recean, însă, a avut doar cuvinte de laudă despre Revenco și nu a pomenit nimic despre acea tragedie. Dumneaei a făcut această apreciere: Moldova mică, o inimă mare. Ana Revenco a pus bazele transformărilor necesare pentru Ministerul Afacerilor Interne. Lilia Dabija de la Ministerul Infrastructurii părăsește cabinetul de miniștri după niciun an de activitate în fruntea instituției. Doamna Dabija a asigurat realizarea la peste 300 de kilometri de drumuri. Acest efort a fost foarte important pentru noi toți. Iar după anunțul scurt, care a durat mai puțin de 3 minute, Dorin Recean nu a oferit alte comentarii și nici nu a lăsat loc pentru întrebările jurnaliștilor, menționând doar că luni va merge la președinție ca să prezinte portofoliile celor care vor ocupa funcțiile eliberate. Potrivit surselor Pro TV, printre numele care se analizează pentru funcția de ministru al educației ar fi Dan Perciun, candidatura acestuia fiind analizată și anterior atunci când a fost constituit cabinetul Recean. La Ministerul Infrastructurii ar putea reveni Andrei Spânu, spun sursele noastre, iar șef la MAI ar putea fi numit Viorel Cernăuțeanu. Acum acesta conduce Inspectoratul General de Poliție. Am încercat să luăm legătura cu ei pentru a ne spune dacă au discutat cu premierul despre asta. Perciun și Spânu au spus că luni vor fi făcute toate anunțurile, fără să confirme sau să infirme ceva, iar Cernăuțeanu nu a răspuns la apelurile noastre. Imediat după anunț, ministrul de interne Ana Revenco și cel de la infrastructură Lilia Dabija au publicat pe paginile lor de Facebook mesaje de mulțumire echipei cu care au lucrat, fără însă a scrie și motivul pentru care pleacă. Am încercat să aflăm mai multe detalii, însă oficialii nu au răspuns la apeluri. Ministrul demisionar al educației, Anatolie Topală, nu a venit deocamdată cu o reacție. A fost o onoare să servesc țara în calitate de ministru de interne. Mulțumesc pentru încrederea acordată. Mulțumesc echipei afacerilor interne pentru că a avut curajul ca împreună să înfruntăm războiul cu toate amenințările lui, să păstrăm liniștea și stabilitatea în țară și să rezistăm în fața crizelor multiple. Se arată în postarea Anei Revenco de pe pagina sa de Facebook. Ministrul demisionar nu a menționat însă nimic despre motivul depunerii cererii de demisie și nu a răspuns la telefon pentru a oferi mai multe detalii.
Revencuș a depus demisia după ce mai mulți politicieni au cerut în nenumărate rânduri plecarea acesteia din funcție. În urma atacului armat de la aeroport, soldat cu moartea a doi angajați. Atunci, un cetățean din Tadjikistan a primit refuz de a intra în Republica Moldova. Acesta a lovit un polițist de frontieră, i-a sustras arma, iar apoi a tras în direcția unui agent de securitate și l-a împușcat ulterior pe polițistul de frontieră. Au intervenit mascații de la Fulger, iar agresorul a fost împușcat. Acesta s-a aflat în spital timp de 3 zile, fiind în comă și a decedat. Și ministrul demisionar al infrastructurii și dezvoltării regionale, Liria Dabija, a venit cu un mesaj pe pagina sa de Facebook, după anunțul plecării sale de la minister. Funcția mea în calitate de ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale a luat sfârșit. Nu știu dacă există suficiente cuvinte ca să-mi exprim gratitudinea față de echipa mea, cu care am muncit zi de zi ca să aducem Europa aici, la noi acasă. Îi doresc succes viitorului ministru, care va avea mult de lucru, dar cu o astfel de echipă nimic nu este imposibil, se arată în postarea ministrului demisionar. Aceasta nu a răspuns la telefon pentru a ne spune din ce motiv a decis să plece de la conducerea instituției. Ministrul demisionar al Educației și Cercetării, Anatolie Topală, nu a răspuns deocamdată la apeluri pentru a ne spune de ce a decis să depună cererea de demisie. La aeroportul internațional Chișinău au intervenit mascații înarmați cu mitraliere. Motivul? Câțiva călători nemulțumiți de faptul că le-a fost reținut zborul. Deloc nu vă rușine, doamne! Mi s-o gândesc din niște p***uri aici! Mai aduceți, mai sunt de ăștia cu afomete, mai veniți încă! Ce spun responsabilii despre acest incident? Aflați în câteva minute la știri. Ministerul Muncii și Protecției Sociale recunoaște că în țara noastră nu sunt servicii și mecanisme care să răspundă la necesitățile minorilor aflați în conflict cu legea, astfel încât aceștia să-și schimbe comportamentul. Reacția instituției vine după ce acum o săptămână două copile au bătut o adolescentă în capitală, iar una dintre agresoare nu este la prima abatere. În acest context, responsabilii de la minister dau asigurări că lucrează la îmbunătățirea cadrului legal pentru că acesta să corespundă standardelor internaționale. Între timp, poliția a deschis un dosar penal pentru huliganism. Acum o săptămână, în spațiul mediatic au apărut imagini șocante. O adolescentă de 16 ani din Aninoi a fost bătută de alte două fete într-un parc din capitală. Una dintre agresoare s-a dovedit a fi o minoră dintr-un centru de plasament, care la începutul anului a bătut într-un apartament din capitală o altă copilă de 13 ani. În urma incidentului am solicitat o reacție de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, responsabil de implementarea legii 299 cu privire la protecția copilului cu comportament deviant. Într-un răspuns oficial oferit redacției ProTV, instituția recunoaște că măsurile întreprinse până acum de autorități nu au fost eficiente. În acest context, responsabilii menționează că legea respectivă trebuie modificată și îmbunătățită. Concluzia vine după ce legea implementată a fost evaluată în acest an. Raportul de evaluare a atestat că legea nu răspunde adecvat nevoilor copiilor, nu este aliniată standardelor internaționale în materie de protecție a drepturilor copilului, iar mai mulți profesioniști au considerat redundante o parte a articolelor reglementate, se arată în răspunsul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Astfel, instituția își propune să creeze agenții teritoriale de asistență socială care ar avea rolul să asigure o mai bună coordonare între nivelul central și cel local în implementarea politicilor ce țin de protecția socială a copiilor. Se propune preluarea în gestiune a subdiviziunilor teritoriale de asistență socială din raioanele de circunscripție. Odată cu realizarea reformei respective, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va prelua și deține mecanisme pentru implementarea directă a politicilor protecției sociale, precum și competențe pentru dezvoltarea serviciilor sociale și asigurarea accesului uniform al potențialelor beneficiari la acestea, au menționat totodată responsabilii instituției în răspunsul expediat. Despre lipsa
unor servicii și mecanisme care să răspundă la necesitățile copiilor care sunt în conflict cu legea și nu au vârsta de răspundere penală, a semnalat avocatul pentru drepturile copilului. Maia Bănărescu a îndemnat autoritățile centrale și locale să conlucreze la acest capitol. Între timp, poliția anunță că a deschis un dosar penal pentru huliganism după incidentul de săptămâna trecută. Continuă audierea agresoarelor, iar ulterior cazul va fi remis spre examinare la Procuratura Generală. Sursele noastre din cadrul poliției ne-au spus că minora bătăușă și-a recunoscut vina. În țara noastră vor fi construite 3 licee noi, iar alte 10 de școli și grădinițe urmează a fi reabilitate. Pentru asta, Banca Mondială va oferi Republicii Moldova asistență financiară sub formă de grant și împrumut în valoare de aproape 60 de milioane de dolari. Proiectul în discuție are drept scop extinderea accesului la servicii educaționale de calitate pentru toți și în special pentru copii și tineri proveniți din medii vulnerabile, inclusiv persoane strămutate din Ucraina, fortificarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice și a managerilor școlari și nu în ultimul rând îmbunătățirea mediilor de învățare prin modernizarea infrastructurii în școli și grădinițe, precum și prin asigurarea serviciilor de sanitație, digitalizare adecvate. Potrivit acordurilor ratificate de Parlament, în prima lectură, Banca Mondială va oferi Republicii Moldova granturi în valoare totală de aproape 20 de milioane de dolari și un împrumut de 40 de milioane de dolari. O parte din bani ar urma să fie investiți în modernizarea a aproximativ 200 de școli. Ministrul demisionar al educației a declarat că proiectul vine în sprijinul reformei educației inițiate de instituția pe care a condus-o. Lăcustele depistate la începutul acestei săptămâni pe mai multe terenuri agricole din Sângerei se răspândesc rapid în zonă și au ajuns și în alte regiuni ale țării. Unii fermieri spun că de vină ar fi proprietarii lanurilor care nu și-au prelucrat câmpurile cu soluții împotriva dăunătorilor, deși sunt obligați să o facă. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au inspectat din nou terenurile afectate și spun că au fost depistate focare și la Telenești, Ceadăr Lunga și Vulcănești. 3 zile după stropire. Și uitați-vă iar care-i situația. Masivul e plin iar cu lăcustă, zboară peste tot. Noi practic avem, damă, problemă mare. Iată, lăcustă în zbor. Din imaginile trimise la adresa redacției noastre de un fermier din Sângerei, se vede un număr mare de lăcuste care a invadat câmpurile acestuia. Într-un alt video, agricultorul a surprins și momentul în care insecta mănâncă o parte din plantă cu o viteză surprinzătoare, lăsând petalele găurite. Serghei Marandiuc a sesizat autoritățile despre apariția acestor insecte încă de săptămâna trecută. Imediat a stropit terenurile cu insecticide, dar la scurt timp spune că lăcustele au apărut din nou. Мы увидели, что здесь, в принципе, всё пришло на круги своя, то есть всё то же самое. На поле опять присутствует саранча. Asta pentru că proprietarii terenurilor din preajmă nu au luat aceleași măsuri, spune bărbatul care a sesizat din nou Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, autoritate responsabilă de această situație. Terenul dat îl deține ministerul, este gestionarul Ministerului Apărării, dar este dat în subarendă. Am contactat persoana care aproximativ cunoaștem că îl deține, am spus să prelucreze, ei mi-au spus că deja au prelucrat, unde se vede la fața locului că nu s-au întreprins nicio măsură. Responsabilii de la ANSA susțin că legea îi obligă pe fermieri să prelucreze lanurile cu insecticide, altfel riscă să fie sancționați. Aceștia precizează că trebuie întreprinse măsurile de urgență pentru a nu permite dăunătorilor să se înmulțească. Eu în perioada cea mai activă. Soarele și le place lor, fără ploaie. Acum urmează să se stabilească de unde s-au luat insectele. Pentru a se depista, dacă ea s-a dezvoltat în câmpul dat, trebuiau de făcut primăvara săpături. Dar pentru asta trebuia să fim la curent, că ea a fost anul trecut, cât de cât o densitate mai mică, poate o populație mai mică. Și trebuiau de făcut săpături la sol pentru a se depista pontele. Dat fiind faptul că nu s-au făcut cercetările, este din timp, nu s-au știut, deja lăcusta s-a depistat la vârsta a treia, a cincea.
când e vârstele mari și bate mai tare la ochi. Potrivit ANSA, pe teritoriul Republicii Moldova au fost depistate 5 focare de lăcuste în raioanele Sâncerei, Telenești, Ceadărlunga și Vulcănești. Acum 2 zile, responsabilii de acolo ne-au spus că aceste lăcuste sunt foarte periculoase și dacă nu se întreprind măsuri la timp, acestea ar putea distruge câmpurile în totalitate. Însă reprezentanții ANSA menționau atunci că nu este necesară instituirea carantinei sau a altor măsuri mai drastice. Actualii primari, consilieri locali și raionali, vicepreședinți, deputați și alți membri ai partidului ușor declarat neconstituțional nu vor mai putea participa la alegeri în următorii 3 ani. Reprezentanții partidului nu vor putea nici să își creeze alte formațiuni folosind aceleași simboluri, denumiri sau alte atribute similare pe care le-au deținut până acum. Proiectul de lege care prevede asta a fost votat în prima lectură de deputații PAS. Reprezentanții fostului partid nu au reacționat deocamdată. Nu pot fi alese pe o perioadă de 3 ani de la data pronunțării hotărârii Curții Constituționale privind declararea neconstituționalității unui partid politic, persoanele care la acel moment erau membri ai organului executiv al partidului politic declarat neconstituțional, persoanele care ocupau funcții elective sau care erau pe listele de candidați supleanți din partea partidului politic declarat neconstituțional. Prevederea nouă inclusă în codul electoral vizează președintele formațiunii, vicepreședinți, președinți de organizații, primari, consilieri locali și raionali, deputați, dar și președinți de raioane. Potrivit proiectului, aceștia nu vor putea candida nici la alegerile locale din toamnă, nici la cele prezidențiale de anul viitor și nici la parlamentarele de peste 2 ani. Curtea a considerat că eventuala participare a acestui partid la procesul de luare a deciziilor politice ar putea submina în mod grav încrederea societății în mecanismele de control ale statului. Partidul de guvernământ de peste cap și planurile fugarului Ilan Șor de a-și crea un bloc politic. Olesea Stamate susține că reprezentanții partidului nelegitim Șor nu vor putea folosi nici simbolistica formațiunii în viitor. Atributele partidelor politice declarate neconstituționale prin hotărârea Curții Constituționale nu pot fi utilizate de către alte partide politice, blocuri electorale și alți concurenți electorali. În cazul în care se va constata utilizarea unor asemenea atribute, Agenția Servicii Publice ar putea refuza înregistrarea unor noi eventuale formațiuni sau ar putea servi drept temei pentru refuzul înregistrării de către CECA blocului sau a altor concurenți electorali. Stamate nu exclude că va fi ajustată legea partidelor politice, astfel încât după hotărârile Curții Constituționale privind declararea neconstituționalității unui partid, să nu mai fie necesar ca Ministerul Justiției să meargă în instanța de judecată să solicite radierea partidului politic, așa cum este în prezent. Opoziția a criticat ieri acest proiect și a cerut să fie exclus din ordinea de zi. Trebuie de pedepsit așa care conduc partidul, dar nu membrii partidului. Mai mult că atât, că fiecare cetățean care a votat pe acest partid, el s-a exercitat dreptul lui constituțional. Nu-i corect, nu-i drept, nu-i constituțional, nu-i legitim. Cei din Partidul Șor însă nu au venit cu o reacție. Partidul Șor a fost scos în afara legii pe 19 iunie curent, potrivit deciziei în altei curți. Deputații formațiunii devin independenți, fără dreptul de a se afilia altor partide și primarii își vor continua mandatele ca independenți. Reprezentanții formațiunii au declarat că decizia este ilegală și că o vor contesta în instanțele internaționale. Totuși, la scurt timp după interzicerea Partidului Șor, liderul formațiunii Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru furtul miliardului, a anunțat despre crearea unui bloc politic cu aceeași denumire. Câțiva polițiști de frontieră însoțiți de mascați cu mitraliere au intervenit la aeroport pentru a calma pasagerii nemulțumiți de întârzierea zborului de pe cursa Chișinău-Heracleion a companiei FlyOne. Oamenii se aflau în zona de așteptare în momentul în care de ei s-au apropiat angajații înarmați și cu cagule. Imaginile, care par a fi desprinse din filmele de acțiune, au fost publicate pe internet de către pasagerii indignați de această măsură de securitate. Responsabilii de la Poliția de Frontieră nu ne-au răspuns la apeluri pentru a ne spune de ce a fost nevoie de intervenția mascaților. Da, au venit ascuns. Deloc nu vă rușine, Doamne. Ne s-o contezi, niște p***uri aici. Mai aduceți, mai sunt de ăștia cu automete, mai veniți încă. Așa au reacționat pasagerii cursei Chișinău-Heracleion, care se aflau în zona de așteptare după ce mascații cu mitralierele în mână au venit să-i calmeze. Incidentul s-a produs în timp ce oamenii, nemulțumiți că zborul lor a fost amânat, au cerut explicații de la reprezentanții FlyOne, companie responsabilă de operarea cursei. Așa te-ați bandit! Așa-ți bandit de statului! Din este și
este așa. Reprezentanții de la Poliția de Frontieră nu ne-au răspuns la apeluri și nici la mesaje pentru a ne spune de ce a fost nevoie să întreprindă această măsură. Între timp, responsabilii companiei FlyOne au venit cu un comentariu la cele întâmplate. Asta nu ține de compania noastră, ține de securitatea în aeroport. Faptul că ei sunt cu o armă în mâini, asta nu ține de noi. Ține de faptul că a fost incident acolo și nu este decizia companiei să fie oameni înarmați. Totodată, compania a explicat de ce cursa Chișinău-Heracleion a întârziat. Potrivit responsabililor, nava cu care urmau să zboare pasagerii s-a defectat. Parlamentul din Kosovo s-a transformat într-un ring de box după ce mai mulți deputați au sărit în apărarea premierului, care a primit un pahar de apă în față. Încăierarea a durat timp de câteva minute, care a fost mărul discordiei, aflați în jurnal. Asupra Ucrainei au fost lansate din nou drone. 16 dintre cele 17 vehicule fără pilot au fost doborâte, resturile însă au rănit mai multe persoane. Între timp, un oficial ucrainean a anunțat că până la 200 de soldați ruși și comandantul brigăzii care ocupase orașul Tokmak au fost uciși într-un atac recent asupra unei baze rusești. Pe front, soldații Kievului avansează în sud și dețin ofensiva în Bahmut, iar CNN scrie că aceștia ar fi primit deja controversatele muniții cu dispersie din partea SUA. Noaptea trecută, regiunea Dnipropetrovsk a fost ținta dronelor rusești. Forțele de apărare aeriană au doborât 6 vehicule fără pilot, însă resturile acestora au provocat pagube și au rănit oameni. Cel puțin 63 de atacuri au avut loc și în 21 de localități din Zaporojie. Mai multe clădiri rezidențiale, depozite și instalații de infrastructură socială au fost distruse. Ucrainenii, la rândul lor, ar fi ucis până la 200 de soldați ruși și pe comandantul orașului ocupat Tokmak din regiunea Zaporojie într-un atac recent asupra unei baze rusești. Partea rusă a vorbit de asemenea despre o serie de explozii în oraș în ultima zi. Ei spun că ar fi vorba despre 6 lovituri. Localitatea fiind una dintre primele recucerite de la începutul contraofensivei. Luptele aprige continuă de-a lungul liniei frontului. Adjunctul ministrului apărării a declarat că trupele ucrainene au câștigat teritorii din sudul țării. De asemenea, Ucraina rămâne în ofensivă la sud de Orihiv, în zonele din jurul orașelor Melitopol și Berdiansk, iar în estul țării vecine, oficialii spun că unitățile ucrainene avansează la sud de orașul Bahmut, dar întâlnesc o rezistență puternică a Rusiei. Trupele sunt angajate în lupte grele și în jurul orașelor Kupiansk, Liman, Avdiivka și Mariinka. Consilierul șefului administrației prezidențiale, Mihailo Podoleac, a expus într-o intervenție televizată trei scenarii pe care conducerea ucraineană le examinează privind încheierea războiului declanșat de Rusia. Primul ar fi victoria Ucrainei. Prin urmare, țara va avea relații de parteneriat clar stabilite și arme moderne. Al doilea scenariu ar fi ca Ucraina să piardă, iar atunci țara va muri treptat în decurs de câțiva ani. Un al treilea scenariu, de mijloc, Ucraina nu pierde, dar există o linie de demarcație. În acest caz, în opinia consilierului, Ucraina ca stat nu va mai exista. Vladimir Putin avertizează că posibila aderare a Ucrainei la NATO va crea noi tensiuni. De asemenea, situația se va înrăutăți dacă vor fi livrate arme noi Kievului. Aceasta este prima reacție a liderului de la Kremlin după summitul NATO de la Vilnius. La rândul său, președintele american Joe Biden a declarat că Putin a pierdut deja războiul și că Ucraina va fi membră a alianței. Dar acest lucru nu se va întâmpla atât timp cât este război. În primul său răspuns public după summitul NATO, Putin a reiterat opoziția puternică a Moscovei față de aderarea Ucrainei la alianță. Що касається членства України в НАТО, ми неоднократно об этом говорили, это создает угрозы для безопасности России. Очевидно. И, собственно говоря, причина и специальной военной операции, одна из причин, это угроза вступления Украины в НАТО. Путин a criticat garanțiile de securitate oferite Ucrainei de către liderii G7, precizând că furnizarea de noi arme Ucrainei ar escalada și mai mult conflictul și nu ar face decât să înrăutățească situația. Любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность. И, конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным.
Есть только одно ограничение. Оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны. În conferința de presă din Finlanda, unde și-a încheiat turneul european, președintele american Joe Biden a declarat că Putin a pierdut deja războiul și a spus că nu vede nicio perspectivă reală ca Putin să folosească arme nucleare. Putin's already lost the war. Putin has a real problem. How does he move from here? What does he do? And so the idea that there's going to be what vehicle is used, he could end the war tomorrow. He could just say, I'm out. But what agreement is ultimately reached depends upon Putin and what he decides to do. But there is no possibility of him winning the war in Ukraine. Liderul american a mai afirmat că războiul nu va dura ani de zile, deoarece Rusia nu are capacitate, iar președintele rus Vladimir Putin va decide în cele din urmă că nu este în interesul Rusiei. Între timp însă, Ucraina nu poate adera la NATO în timpul unui război, pentru că asta ar garanta un al treilea război mondial, a subliniat Biden. La summitul din capitala Lituaniei din această săptămână, liderii NATO au convenit că Ucraina ar trebui să se poată alătura alianței militare la un moment dat în viitor, dar nu au oferit Kievului o invitație imediată. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat în mesajul său de aseară că are un sprijin internațional larg pentru consolidarea pe termen lung a apărării Ucrainei, inclusiv din partea unor țări care nu fac parte din G7. Cehia, Dania, Niderlande, Norvegia, Spania și Suedia. Дякую. Впевнений, коло гарантерів буде збільшуватись. La summitul de la Vilnius, Zelensky nu a reușit în eforturile sale de a obține o invitație pentru ca Ucraina să adere la NATO, dar a primit angajamente că G7 va continua să ajute la consolidarea apărării Ucrainei pentru a descuraja viitoare atacuri rusești. Pactul G7 prevede asistență financiară și militară pe termen lung pentru Ucraina, inclusiv echipamente moderne pentru forțele aeriene și navale. Rusia a reținut mai mulți comandanți în urma revoltei Wagner, printre care generalul Sergei Surovikin, au declarat pentru The Wall Street Journal persoane care cunosc această situație. Aceștia ar fi audiați fiind suspectați că știau despre planurile lui Prigojin. Liderul Wagner nu a mai apărut în public de aproape 2 săptămâni, iar mai mulți blogeri militari ruși, dar și ucraineni, susțin că Prigojin ar fi fost lichidat de către Kremlin. Mai mulți ofițeri militari de rang înalt, printre care generalul Sergei Surovikin, au fost reținuți de către Serviciul de Securitate Interne al Rusiei FSB, la câteva ore după ce mercenarii Wagner au început un marș de scurtă durată către Moscova. Пацаны, мы готовы на Москву? Сейчас Вагнера подъедут. Generalul Surovikin, cunoscut ca generalul Armageddon pentru campaniile sale de bombardamente nediscriminatorii pe care le-a dus în Siria, ar fi acum reținut și interogat la Moscova, fiind suspectat că știa despre planurile lui Prigojin, chiar dacă nu a fost implicat personal în revoltă. Detenția lui Surovikin a fost raportată și de alte publicații occidentale, între care Financial Times. El a fost văzut ultima oară într-un videoclip publicat la 24 iunie, în timp ce îl implora pe Prigojin și pe luptătorii săi să renunțe la revoltă. Пока не поздно и нужно и необходимо это сделать. Это подчиниться воле и приказу всенародного избранного президента Российской Федерации. Potrivit surselor celor de la The Wall Street Journal, cel puțin 13 ofițeri superiori au fost reținuți pentru audieri, unii fiind eliberați ulterior, iar 15 au fost suspendați din serviciu sau demiși. Printre cei dați afară este și generalul rus de divizie Ivan Popov. Într-un mesaj audio, acesta spune că a fost demis după ce a criticat factorii de comandă și haosul de pe front. Назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие какой-то батарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьем наших с вами братьев от артиллерии противника. De la răzvrătirea celor de la Wagner la sfârșitul lunii iunie, Kremlinul a început să-i lichideze pe militarii suspectați de neloialitate. Cât despre Evgeni Prigojin, astăzi pe canalele de Telegram a apărut o poză cu acesta în lenjerie. Analizând poza, unii internauți
au scris că a fost făcută pe 12 iulie dimineața în tabăra Wagner din Belarus. Alții spun că datează dinainte de revoltă și că Prigojin ar fi fost ucis. De altfel, președintele american Joe Biden a ironizat ieri situația liderului grupului Wagner, despre care a spus că ar trebui să fie atent la ce mănâncă după revolta sa eșuată. God only knows what he's likely to do. I'm not even sure, we're not even sure where he is and what relationship he has. If I were here, I'd be careful what I ate. I'd be keeping my eye on my menu. Kremlinul a declarat săptămâna trecută că Putin s-a întâlnit cu Prigojin și cu 35 de comandanți Wagner, la câteva zile după abandonarea revoltei, care a reprezentat, cel puțin aparent, cea mai mare amenințare pentru Vladimir Putin în cei 23 de ani de când se află la putere și a tulburat elita Rusiei, precum și forțele armate. Parlamentul din Kosovo a devenit scena unor violențe între deputați. Aceștia s-au încăierat după ce unul dintre ei a aruncat cu apă în premier. Anterior, un alt oficial a rupt un afiș cu imaginea premierului. Spiritele s-au încins și s-a produs apoi o încăierare generală când alți parlamentari din opoziție și din coaliția de guvernare s-au apropiat de podiumul unde se aflau miniștrii. Premierul a fost scos de la tribună de parlamentari și de gărzile sale de corp, în timp ce deputații din ambele tabere s-au atacat reciproc până când a intervenit poliția. Totul s-a întâmplat la o dezbatere aprinsă care durează de 3 zile pe tema unei înregistrări audio între un membru al partidului de guvernământ și un oficial din nordul sârb. Mai multe zone din Europa și America ard la propriu. Peste 100 de milioane de oameni din sud-vestul SUA sunt afectați de caniculă, iar sudul continentului european suferă în urma unui val de căldură în condițiile în care meteorologii avertizează că temperaturile ar putea atinge săptămâna viitoare maxime record. Între timp, în Croația, temperaturile extreme din ultimele zile au provocat incendii de vegetație ample. Localnicii și turiștii de pe coasta dalmată din Croația au fost evacuați, iar peste 100 de pompieri s-au luptat să țină flăcările sub control. Cel mai puternic focar a fost în apropiere de orașul Sibekin la Marea Adriatică. Mai multe case și mașini au fost mistuite de foc. Cel puțin 4 persoane au fost rănite, printre care și 3 pompieri. În cele din urmă, echipele de intervenție au reușit să oprească extinderea flăcărilor. Cu toate astea, mai multe echipaje au rămas în zonă pentru a preveni apariția unor noi focare. Continentul european se topește din cauza temperaturilor ridicate. Se așteaptă ca săptămâna viitoare termometrele să arate peste 40 de grade Celsius în unele părți din Spania, Franța, Grecia, Croația și Turcia. We're on a cruise ship actually, so I probably would have just stayed on the boat today had I known it would be this hot. It is very unpleasant, yeah. But especially coming from somewhere like Ireland, you know, where it is so cold and damp all the time and then you just hit this heat and it's hard to cope with. Acropola din Atena, un monument antic, emblematic și cel mai vizitat din Grecia, va fi închis în timpul celor mai călduroase ore ale zilei. Meteorologii au emis un avertisment și pentru mai multe state din SUA, cu privire la valul de căldură care ar putea aduce temperaturi maxime de 46 de grade Celsius. Hotter and hotter every summer time. Oamenii de știință spun că temperaturile sunt cauzate de schimbările climatice și de un fenomen meteorologic natural cunoscut sub numele de El Nino. Industria divertismentului din Statele Unite riscă un colaps de proporții. Actorii au intrat în grevă alături de scenariști, marcând astfel începutul celei mai mari mișcări de protest pe care a cunoscut-o Hollywoodul în ultimii 60 de ani. Aceștia cer salarii mai mari, condiții de muncă mai bune și să nu fie înlocuiți cu inteligența artificială. Aproximativ 160.000 de actori și scenoriști și-au oprit munca la miezul nopții în Los Angeles. Asta înseamnă că cele mai multe producții de film și televiziune din Statele Unite se vor opri. We'll figure it out. I feel like we're a resilient bunch and LA is a union town and
we're gonna go as far as we need. I feel like it's war. Aflați la Londra pentru premiera filmului Oppenheimer, actorii Matt Damon, Cillian Murphy și Emily Blunt au părăsit locația în momentul în care a fost anunțată greva. We would be striking for if we strike is unbelievably important. We ought to protect the people who are kind of on the margins. Principala problemă sunt banii. Se cer condiții de muncă mai bune, pensii și asigurări de sănătate, dar și garanția că inteligența artificială nu va fi folosită pentru a înlocui actorii și acceptarea de către serviciile de streaming a unei împărțiri mai echitabile a profiturilor. Actors now face an existential threat to their livelihoods with the rise of generative AI technology. Sindicatul solicită de asemenea o garanție că inteligența artificială, precum și chipurile și vocile generate de computer, nu vor fi folosite pentru a înlocui actorii. Ultima dată când actorii și scenariștii au făcut simultant grevă a fost în 1960. Sindicatul care reprezintă în jur de 160.000 de artiști de la Hollywood nu a stabilit o dată exactă pentru încheierea protestului. Ziua Franței a fost sărbătorită astăzi cu o paradă militară care a avut loc la Paris pe Champs-Élysées. Defilarea a fost deschisă de 240 de membri ai forțelor armate indiene, India fiind invitatul de onoare. În acest an, măsurile de securitate sunt fără precedent din cauza revoltelor recente care au zguduit țara după ce un polițist a ucis un adolescent. Ceremoniile oficiale de Ziua Franței s-au desfășurat cu mare fast. Defilarea militară a fost deschisă de 240 de avioane indiene care au survolat Champs-Élysées. Au urmat 12 minute de muzică interpretată de 80 de militari din țările de jos, Germania, Belgia, Canada, România, dar și alte țări. Președintele francez Emmanuel Macron a străbătut Champs-Élysées la bordul unui vehicul militar sub ropotă de aplauze. Invitatul de onoare al ceremoniei a fost premierul indian Narendra Modi. Președintele francez i-a acordat acestuia Marea Cruce a Legiunii de Onoare. Forte. Mașina care l-a dus pe Macron a fost urmată de un alt vehicul în care se afla guvernatorul militar al Parisului, iar apoi de o mare escortă mixtă și escadroane de motocicliști. La paradă au defilat de asemenea și mai multe tancuri, dar și vehicule blindate. Ziua de astăzi a fost una extrem de emoționantă și pentru această tânără care a fost cerută în căsătorie de iubitul ei din cadrul Poliției Naționale Franceze. Aceasta nu este pentru prima oară când un militar sau un membru al forțelor de ordine face cererea în căsătorie pe celebrul bulevard de Ziua Națională. Ca și în fiecare an, evenimentul se va încheia cu un concert în aer liber în zona turnului Eiffel, susținut de Orchestra Națională a Franței, după care va urma un spectacol cu focuri de artificii oferit de primăria Parisului. Măsurile de securitate sunt fără precedent de teama reizbucnirii revoltelor urbane, care au zguduit țara la sfârșitul lunii trecute. În consecință, unități de elită ale jandarmeriei și poliției, precum și elicoptere și vehicule blindate, supraveghează toate zonele unde sunt programate ceremonii. Ministrul de Interne a anunțat că 130.000 de polițiști și jandarmi sunt mobilizați în toată Franța pentru a asigura protecția cetățenilor, iar alți 45.000 de angajați ai forțelor de ordine sunt pregătiți pentru a împiedica comiterea unei noi serii de violențe urbane. Sami Orhei a reușit o revenire spectaculoasă în Manșa Tour din prima fază preliminară a Ligii Conferințelor. Vulturii roșii pierdeau cu 0-2 partida contra celor de la Panevėžys, dar au smuls rezultatul de egalitate. Radu Gânsare a fost eroul echipei noastre.
Formația Panevėžys, care este actuala lideră a campionatului Lituaniei, a beneficiat de un penalty în minutul 17, după un fault în careu al portarului Emil Tâmbur. Kadijenović a șutat puternic și a deschis scorul. Gazdele și-ar fi putut dubla avantajul până la pauză, după ce arbitrul a dictat o nouă lovitură de pedeapsă. Dar Kadijenović nu a fost la fel de precis ca prima dată. Totuși, Panevėžys a mărit diferența de scor în debutul reprizei secunde, profitând de o eroare în defensiva orheienilor. Milsami a dat semne imediate de revenire. Radu Gânsare a fost faultat în careu și a câștigat un penalty, pe care tot el l-a transformat în gol. Atacantul clubului din Orhei și-a completat dubla în minutul 67, reluând centrarea lui Dan Spătaru cu capul. Astfel, scorul final al duelului a fost de 2-2. Returul acestei confruntări va fi găzduit de Milsami pe 20 iulie. Învingătoarea dublei manșe va evolua în runda secundă a Ligii Conferințelor împotriva celor de la Hapoel Birșeva. Milsami și Panevėžys s-au întâlnit și anul trecut în calificări, echipa noastră reușind să treacă mai departe. Au obținut o remiză în prima rundă preliminară a UEFA Conference League și Zimru Chișinău. Gruparea din capitală a încheiat la egalitate partida din deplasare cu La Fiorita din San Marino. La Fiorita este o echipă mai modestă decât Zimbru Chișinău, dar care a adus mai mulți jucători cu experiență pentru duelurile din cupele europene. Unul dintre fotbaliștii nou veniți, Francesco Casola, a înscris în minutul 34. Zimbru a fugit după egalare, dar și-a atins obiectivul abia la mijlocul reprizei secunde, când atacantul Marin Căruntu, transferat în această vară, a bifat golul de debut în primul meci jucat pentru galbenverzi. Reușita sa a stabilit rezultatul final de 1-1. La Fiorita. Aggiunge un giocatore, la conclusione, il gol. E c'è il gol. Deși duelul s-a disputat pe un mic stadion din San Marino, în prezența câteva sute de spectatori, formația din Chișinău a fost susținută din tribune de un grup de fani. Al doilea meci din această dublă confruntare va avea loc joia viitoare pe stadionul Zimbru. Câștigătoarea duelului va evolua în turul 2 preliminar al UEFA Conference League contra vicecampioanei Turciei Fenerbahçe. Selecționata Moldovei de fotbal va disputa un meci amical cu reprezentativa Austriei. Partida este programată la începutul lunii septembrie, cu câteva zile înaintea duelului cu Insulele Feroe din preliminariile campionatului european din 2024. Austria ar urma să găzduiască amicalul cu Moldova pe 7 septembrie. Ultima întâlnire dintre cele două naționale a avut loc în calificările campionatului mondial acum un an și jumătate, când echipa noastră a pierdut cu 1-4. Tricolorii au obținut o singură victorie în 8 partide de până acum cu Austria în anul 2003. Amicalul se va juca cu 3 zile înainte de bătălia din preliminariile Euro 2024 contra Insulelor Feroe. Elevii lui Sergei Kleshchenko vor mai disputa o partidă de pregătire în luna octombrie împotriva Suediei. Tenismen Aons Jabeur s-a calificat pentru al doilea an la rând în finala de la Wimbledon. Tenismen care a reușit o nouă victorie mare câștigând în 3 seturi duelul cu Arina Sabalenka. A doua finalistă, în mod surprinzător, este Markéta Vondrusova din Cehia. Arina Sabalenka începea meciul din semifinale aflându-se în postura de favorită. Bielorusa, de pe treapta secundă în ierarhia mondială, a câștigat primul set după o luptă strânsă la tie-break. Au urmat două acte în care Ons Jabeur a fost mai bună la serviciu. Tenismena din Tunisia s-a impus cu 6-4 și 6-3.
Duelul a avut o miză importantă pentru ambele jucătoare. În cazul unei victorii, Sabalenka ar fi ajuns în ultimul act, ceea ce ar fi permis să devină lideră mondială. De partea cealaltă, Jabeur a vrut să ajungă în a doua finală consecutivă la Wimbledon, după cea din 2022 pierdută în fața Elene Rybakina, pe care la actuala ediție a eliminat-o în sferturi. Digging deep, you know, to just go to go and win this match and hopefully this tournament. Însă Jabeur are șansa să-și adjudece primul trofeu de mare șlem al carierei. Pentru asta, sportiva de 28 de ani trebuie să o învingă pe Markéta Vondrusova, care la fel nu deține niciun titlu de Grand Slam. Jucătoarea din Cehia, aflată pe locul 42 WTA, a învins-o neașteptată de ușor pe ucraineanca Elina Svitolina, care în sferturi reușea să o elimine pe lidera circuitului feminin Iga Świątek. Finala de pe iarba londoneză se va disputa mâine. Campioana de la Wimbledon se va alege cu un premiu bănesc în valoare de aproape 2.750.000 de euro. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Olga Țapordei. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!